La câștigarea Ligii Campionilor, Manchester City e principala favorită la trofeu, cu o cotă de 4.25 și e ultima, cu o cotă de 3.01. Așadar, prima și ultima, cel puțin din punct de vedere al cotelor de la pariuri și o, o situație dezechilibrată și la sevilla lazio Pentru că Sevilla e a patra favorită, Chelsea, Arsenal și Napoli sunt cotate mai bine la pariuri decât Sevilla pentru a câștiga trofeul în acest sezon. lați undeva pe la mijloc, printre la și alții acolo. Da, să vedem dacă Arsenal va trece mai departe apropo de, de favorite, deși... O să treacă, nu se pune 4-1-5-1, da, bate da, da, 5-0. Bate, bate rău. Da, uh, Sevilla a câștigat cu 2-0 mașa și văzut meciul. A fost echipa mai bună, dar și Lazio a avut șansele sale. Sevilla e favorită și în retur, cota 1.75, a remiză o cotă de 3.75, cota 4.75 pentru victorie Lazio. nu știu, să vedem ce a învățat Lazio din ultimele întâmplări ale Sevillei 0-3 la, la Villarreal. Sevilla de altfel nu merge deloc bine în cantonat, pentru ea cumva poate fanii se așteptau că acest succes al Lazio să vină ca un fel de știu, să, să relanseze echipa într-o în, în, în ultimă parte, în ultima treime a campionatului, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta și se, locul 4 ocupat de Sevilla este amenințat serios. Acum nu mai, este deloc, nu mai sunt deloc siguri andaluzii de, de accederea în Liga Campionilor de pe acea poziție. Era, erau acum mai siguri acum, știu, 3-4 săptămâni o lună. Alte variante de pariere, cel puțin 28 de faulturi, meci cu 187, eu cred că e un pariu de luat asta, pentru că va fi un meci destul de dur. Lazio nu a abandonat încă, încă ideea că poate merge mai departe, mai ales că Lazio, la rândul său, gândește sau se visează destul de sus în această competiție, în condițiile în care în întrecerea internă nu prea are la ce să tragă. Top 4 e, am terminat, nu cred că o să prindă o să topul 4 locurile 5-6 le poți prinde chiar dacă ai programul încărcat în altă parte și meciul de în altă parte. Cel puțin un gol adică în prima repriză, peste un gol adică în prima repriză, în cer scuze, cota 1.89, gol în ambele reprize, cota 1.77. Uh, puțin despre loturi, pentru că sunt niște lucruri interesante de spus. Uh, Site-ul suporterilor la anunță că Milink, uh, Milinkovic, Savic și Parolo sunt azi de joc. Au făcut depasarea și probabil vor evolua câștiguri enorme la mijlocul lui, terenului pentru trupa lui Inzaghi. Ștefan Radu este anunțat de asemenea titular, o veste bună pentru noi să zicem. La oaspeți, Banega este suspendat, o pierdere grea de tot. Nolitul este accidentat, Aleix Vidal uh, incert. Uh, ponturile noastre sunt gol uh, o variantă care nu implică neapărat și calificarea trupei uh, romane. Și gata de cel puțin două offside-uri la o cotă de 1.60, un pariu care îmi place foarte, foarte, foarte mult și o să-l joc pe, pe unul dintre biletele zilei de mâine. Și aș mai spune un lucru, Sabin, e o impresie personală, nu e neapărat ceva argumentat, se poate și argumenta, dar nu cred că e cazul. Am impresia că Lazio e genul de echipă care în momentul ăsta, și cred că așa a făcut în mare parte... Tot sezonul până acum Ia fiecare meci separat Adică pentru ei fiecare meci uh, Pare a nu, nu avea legătură Nici cu ce a fost înainte Nici cu ce o să urmeze de acum înainte uh, Pentru ei uh, Disputa asta cu Sevilla Cred că nu Chiar dacă am pune într-o ecuație Cu prestațiile din ultima vreme Pentru că am văzut Nu marchează, primește gol uh, Scoate rezultate slabe și așa mai departe uh, Chiar dacă am pune în relație cu uh, posibila sau uh, calificare sau necalificare mai departe. Eu cred că Lazio trăiește ziua de azi ca și cum ar fi ultima. Nu știu cum da. să mă exprim da. altfel. Eu cred că e în ADN-ul lui Lazio chestia. pentru că am văzut pe Lazio câștigând sau făcând un meci foarte bun cu o Într-un fel e bine, într un fel e bine, da. știi? Dar pe de altă parte să n-ai un plan pe termen lung, să nu încerci să... A, ai și niște suporteri care vin acolo, care au niște așteptări, suporterii și au abonamentul cu un sezonul întreg, nu și au cum meci. Da, da. Lați cu planurile sale, dar uite, cu aceste două ponturi putem, putem ieși mâine destul de bine prepus într-un meci de Europa League ușor devansat. Așa este, dăm voi să-ți mai citesc câteva dintre mesaje, Sabin. Avem uh, pagina de Facebook la dispoziția noastră, prieteni, ne puteți scrie acolo și o să uh, o citim mesajele pe care ne le trimiteți. Bogdan ne scrie în felul următor, Sevilla se califică în detrimentul lui Lazio, Alexandru Chivoiu, Sevilla Lazio 1 și 2, 4 uh, goluri. Uh, Sevilla-Lazio 1 și ambe, uh, um, ambele marchează și 3+. Plus, uh, ne scrie Liviu Bățan. Uh, Milinkovic-Savice, pământ de flori. Uh, iată o exprimare ăsta din jargonul uh, grădinarilor, cred. Știi că fiecare breazl are uh, da, da, da. glumele specifice. Știi? Și grădinarii probabil au inventat asta cu pământ de flori, nu? Corect, corect. Posibil. Dar nu știu de ce are o părere atât de proastă despre jucător. Mie îmi place. în sfârșit, îmi place. Are evoluții. și deci un jucător tânăr, adică pe nu trebuie să-l judeci în ansamblu. Pe, încă, mai, încă, se mai formează lucrurile acolo. Sevilla acasă joacă bine când trebuie, a bătut Barça în cupă, o să câștige, ne spune, ne spune Ciprian Țabrea. Sevilla Lazio 1 și 2, 4 goluri. Sevilla Lazio X bate Lazio, nu se așteaptă nimeni. Lazio Sevilla Lazio, pardon, 1 și 2-4 goluri și mai avem ambele marchează Pontul Irinei Gavrilă. Hai să mergem mai departe și să vedem acum care sunt supercotele cotele pariurilor 1X2. Aceste cote, prieteni, uh, sunt niște cote un pic mai mari, nu sunt foarte mari. Sunt 2 și un pic, 3 și un pic, uh, așa cum uh, probabil și dumneavoastră jucați uh, foarte des. Însă, diferența este că noi încercăm, uh, împreună cu colegii din redacția Pariorul 2.ro, să găsim în fiecare zi uh, cele mai bune uh, variante, cele mai bune meciuri, bazându-ne pe specialiștii noștri în diferite sporturi, în diferite campionate, în diferite competiții și punând cap la cap uh, aceste lucruri, zic eu că uh, rezultatele nu aveau cum să fie altfel decât foarte, foarte bune și ați văzut că, uh, spre exemplu, în weekend, uh, trei din cele patru cote mari au fost uh, câștigătoare. Avem uh, pentru mâine Bartel Begu. Ce jucă mai, Sabine? Cel puțin trei seturi în meci. Vom mai avea uh, trei, un meci încheiat în numărul maxim de seturi. Vom mai avea un punct de așa partidă, dar cota la peste 2,5 seturi este prea bună, 2,45. Vintertur uh, Rappersville din Elveția, ambele marchează repriza a doua la o cotă de 3 și derby Millwall X pauză pentru o cotă de 2,12. Așa este, hai să vedem și biletul în uh, cotă 2, este chiar rubrica ce urmează. Înainte de a vă citi biletul în cotă de prieten, dați-mi voie să vă invit și pe site, pe pariurul1x2.ro, acolo unde colegii mei au uh, pregătit foarte multe lucruri interesante legate de meciurile din uh, zilele ce urmează. Avem uh, a doua zi de Liga Campionilor, avem uh, partidele de Europa League și uh, Colegii noștri din redacție au analizat aceste dispute, au venit cu ponturi, cu multe informații, cu diferite oferte, cu diferite lucruri interesante care pot fi speculate de pariori și aici mă gândesc și la pariorii care joacă online, nu doar cei de la agenții, pentru că odată ce a pus să faci pasul ăsta către către online, deja parcă să deschid oportunități noi. E bine, unul dintre marile avantaje de a paria online este acela că poți să stai la tine acasă în fața calculatorului și să studiezi meciurile. În momentul în care te-ai hotărât, ai un click distanță până când efectuezi pariul. În momentul în care vă documentați, atenție, încercați să vă documentați din surse cât mai complet Complexe, cât mai uh, bine structurate, și o astfel de sursă este live-scorul nostru, pari 1 x 2ro acolo unde o să vedeți uh, nu doar uh, statisticile obișnuite, ci și lucruri uh, pe care nu le găsiți nicăieri în altă parte, inclusiv un live score cu ponturi. Bun! Mergem la bilet, așadar, biletul în cota 2 ne-a ieșit ieri, sperăm să ne iasă și azi. Atletico Madrid Juventus sub 1,5 goluri în prima repriză, maxim gol în prima repriză, o cotă de 1,26. Dacă jucam ponturile astea până acum ne-ar fi ieșit la orice partidă din optimi. Schalke, Manchester City, oaspeții marchează 2 plus și Veseli cu Monfis, 2 solist, așadar victorie Monfis. Am făcut o cotă finală de 201 în oferta sportingbet.ro. Vă spuneam, atunci când pariez online e bine să-ți alegi și cei mai buni parteneri, iar sportingbet este un astfel de de partener. Haideți să mergem mai departe și să răsfoim restul ofertei pentru ziua de mâine. Începem în Championship, acolo unde Sabin are un match interesant. Da, pariem pe derby Millwall, derby după, în sfârșit, spre top 6, acolo locul 7, 51 de puncte, la doar două puncte de o prezență în, în de promovare. Millwall, în sfârșit, în continuare probleme la retrogradare, dar și o echipă de remize, 10 remize în acest campionat, pariem 1-0-4 goluri, cota 1-44, pentru PSG Montpellier avem două restante în Ligan, PSG Montpellier și Bordoghe în camp. PSG Montpellier, Mbappé în scrie, cu 2-1-64, încă o dată. Depinde de cât chef de fotbal are PSG în acest meci, dar dacă puțin accelerează, cred că Montpellier poate învinsă la pas. Mbappé, într-o formă excelentă, poate marca și în această partidă. Evident, sunt și alte variante de încercat, unul pauză, unul final și așa mai departe. Bordoghi în camp peste 1,5 goluri, cota 1,41. Trecem în tenis. Aici nu o să insist prea mult pentru că nu mă pricep la tenis, dar colegii mei specializați pe acest sport ne-au oferit uh, alte patru ponturi foarte, foarte interesante. Și ajungem la tenis, turneu tipi la Marseille, la Derby Beach, în, în state. buda Iziei Budapesta, probabil turneul care ne interesează cel mai mult, pentru că uite câte s-a dus mai departe, poate va reuși și Begu acest lucru, după partida cu Bartel, peste 8,5 scuze peste 8,5 ghinuri în 1.41 și unul cu handicapul 1,5 seturi. în ,40, Ne handicap... oprim aici, Sabin, îți mulțumesc! Ne revedem mâine! O noapte liniștită și baftă la pariuri! Acest...